chat this girl from a kind to the other, and so I open up a bottle and the sounds of the cracks are cutting the silence of the road. I'm coming to you 1,000 miles and I'll stop me at all. Silence of the road, I'm coming to you 1,000 miles, do not stop me at all. No reason to despair, cold wind blowing through the windows. No reason to despair, mind on the white stripes. No reason to despair, I'm coming to you. No reason to despair. Drumming hearts in peace, all the necessary needs. I'm making my old troubles and I'm coming all the way to make them out. Silence of the road, I'm coming to you 1,000 miles, do not stop me at all. Silence of the road, I'm coming to you 1,000 miles, do not stop me at all. No reason to despair, cold wind blowing through the windows. No reason to despair, mind on the white stripes. No reason to despair, I'm coming to you. No reason to despair. Shooting boom. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Piesa pe care tocmai ați ascultat-o și videoclipul în sine este, după părerea mea, cam cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în ultima vreme la nivelul județului Buzău. N-are rost să ne comparăm cu nivel național, unde se investesc sume colosale, dar ceea ce ați văzut și o să mai vedeți și la sfârșitul emisiunii este un lucru care mie îmi place foarte, foarte tare. Îmi place piesa, îmi place videoclipul, îmi plac personajele și îmi plac cei care au făcut în așa fel încât să puteți dumneavoastră privi și eu, bineînțeles, în această seară la televizor acest videoclip. O parte dintre ei sunt aici în studioul Campus TV. Este vorba despre Andreea Zaleschi. Bună, Andreea, și bine ai revenit! Bună seara și mulțumim pentru invitație! De asemenea, alături de ea este și Cristi Sârbescu. Bună, Cristi, bine ai revenit!
Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Cu mare drag întotdeauna. Să știți că nu am spus cuvinte mari atunci când am caracterizat un pic ceea ce am văzut împreună. Mărturisesc că am avut o surpriză foarte plăcută în momentul în care am deschis link-ul primit și am văzut și videoclipul, am ascultat și piesa. Cristi, ție trebuie să spun că piesa este ușor de primit, aș putea spune, așa cum ți-am spus și înainte de începutul emisiunii. Este o piesă care n-are cum să nu placă. Te-ai gândit la lucrul ăsta când ai compus-o, când ai așezat cuvintele unul lângă celălalt? Am sperat să fie așa, tocmai asta urmăream, o piesă ușor de înghițit și în care să regăsească aproape toată lumea. Trebuie să spunem oamenilor de acasă faptul că voi doi sunteți foarte buni prieteni. Iar din această prietenie, iar acest videoclip pe care noi l-am urmărit este unul dintre rezultatele prieteniei voastre de-a lungul timpului și mă bucur foarte mult de acest lucru. Spun că este unul dintre, pentru că un lucru ceva mai amplu o să aibă loc vineri, da? Pe 3 septembrie. Andreea, o să te rog pe tine să ne povestești despre ce este vorba. Da, toată această muncă s-a concretizat într-o expoziție care are ca temă și practic este lucrarea mea de disertație, în care am îmbinat muzica și desenul. Muzica este a lui Cristi, iar desenele sunt inspirate de piesele lui și de versurile lui. De unde s-a născut ideea? Vreau să-mi spuneți cum, pentru că știu că inițial lucrarea ta de disertație ar fi trebuit să fie, dacă nu mă înșel, pe niște piese, niște lucrări din saloanele sau din ortopedie, corect? Da, am terminat lucrarea de licență cu medicină și artă. Teoretic, în general, studiul la disertație se continuă cu ceea ce am început la licență, dar... Ai avut o idee? Da, cumva și timpul acesta, pandemia, mi-a blocat această posibilitate ca să continui studiile în saloanele de la ortopedie. Dar și inspirația a venit din altă parte și cum mereu am căutat conexiuni între diverse domenii, emoții înconjurătoare, de aici a venit. Cristi, cum ai primit propunerea sau cum s-a născut povestea asta? Nici nu știu exact când a început, sincer, că noi eram la sală, la studiu, înregistram melodii sau repetam și noi suntem destul de deschiși, adică dacă vrei să vii să stai să vezi cum înregistrăm sau cum repetăm, ok, poți să vii, stai. Nu te încurcă cu nimic treaba asta. Nu, dacă faci liniște când înregistrezi, ok. Dar în general la repetiții. Și nu știu exact când. Andreea spunea, pot să vin pentru că îmi place, stau, vă ascult și desenez sau fac ceva. Și în timpul ăsta s-a format legătura asta între desen și muzică. O legătură foarte frumoasă pe care telespectatorii noștri o vor putea descoperi și la vernisajul expoziției Utopia, expoziție de grafică și muzică live, da? E corect? Da. V-ați gândit cumva inițial la un alt nume? Da, pe Facebook cumva evenimentul se numește Sinestezie, muzica și desenul. Este exact cum s-a numit și lucrarea de disertație. Dar am zis că, având în vedere că trupa Utopia va cânta live și practic toată lucrarea se bazează pe muzica trupei, să păstrăm numele acesta pentru a accentua muzica lor. Iar imaginile vor vorbi vizual, ca să zic așa. Înainte de a-l întreba pe Cristi despre trupa din care face parte, vreau să ne spui tu un lucru ca să putem să închidem acest subiect. Ce reacție au avut profesorii în momentul în care le-ai prezentat ideea și în momentul în care le-ai prezentat lucrarea? Și cum a avut loc prezentarea acestei lucrări? Pentru că înțeleg că n-a fost chiar atât de ușor ca la colegii tăi. Da, prezentarea a fost online,
adică susținerea disertației a fost online, având în vedere normele de prevenire a răspândirii COVID-19. Am avut un anumit timp alocat în care să vorbim despre documentare, despre subiectul ales. Nu știu, presupun că a fost bine primit, adică atât din reacțiile profesorilor, cât și din ale colegilor, și ne așteptăm la reacții cât mai bune vineri la vernisaj. O să vorbim îndată și despre vernisajul ce va avea loc vineri. Cristi, povestește-ne un pic despre trupa ta. Cum s-a născut? S-a născut într-o zi de vară foarte plictisitoare, acum un an, în care m-am întâlnit cu un vechi prieten, toboșar Mihai Gorgan. Și tu cochetezi un pic cu tobele. Te mai joci cu ele din când în când. Da, mai joc. Nu reușesc să fac de ceva. Și m-a întrebat ce planuri am. Terminase în liceu, urma să intru la facultate, m-a întrebat ce planuri am. Mi-am spus, vreau să fac o trupă. Eu din clasa 8-a mă gândeam, de fapt, să fac o trupă. Mă gândeam deja, știam numele, știam tot. Deci aveam și niște melodii compuse. Am spus, vreau să fac o trupă, am niște melodii compuse. Știu cam care este ideea și pe ce linie vreau să merg. Și mi-a spus foarte tare, hai să facem. Și a doua zi am intrat în sala de repetiții. Eu la chitară, eu la tobe și eu și la voce. Și n-a ieșit absolut nimic. Dar în câteva luni am reușit să tragem o primă variantă demo, la demo, la demo, la Colmi, prima melodie pe care am înregistrat-o. Și de ce Utopia? Este numele pe care îl știai din clasa 8-a? Da, da. De ce? De ce Utopia? Pentru că știam că vreau să fac asta, dar știam că nu iese. Adică oarecum e foarte greu să ajungi acolo și nici acum nu pot să spun că a ieșit. E un lucru foarte greu de atins și atunci e o utopie. Și când o să poți să spui că a ieșit? După primul album o să poți să spui că a ieșit? Nu. M-am gândit super mult la chestia asta și nu știu, probabil și dacă aș fi super recunoscut sau ar fi foarte bine partea de business, cred că aș simți că am reușit în momentul în care, nu știu, aș avea un concert și m-aș opri pur și simplu din cântat, m-aș uita la oameni și ar cânta ei în continuare. Adică ar ști, pur și simplu ar ști. Da, ai așteptări foarte mari de la tine, iar lucrul acesta nu poate decât să-ți facă bine, să-ți dorești întotdeauna mai mult și mai mult. Să vorbim un pic despre vernisajul de vineri. Va avea loc la galeriile de artă. Da? La galeriile de artă. Ați lansat deja evenimentul pe Facebook. Da, este deja evenimentul pe Facebook. Va fi vineri pe 3 septembrie la ora 18. Se vor respecta măsurile pentru răspândirea COVID-19. Mască de protecție și distanțare socială, corect. Sigur că da. Am văzut că au confirmat că vor participa destul de multe persoane pe Facebook. Sper să se și întâmple lucrul acesta. Practic este prima ta expoziție oficială. În această formulă, da. Personal am mai avut una, dar singură, adică a fost prima mea expoziție de grafică. Să nu uităm că neoficial tu ai expoziții inclusiv pe pereții Spitalului Județean, adică de asta am și spus expoziție oficială. Da. Este prima de acest fel, ca să zic așa, în această formulă. Vrem să fie un eveniment prietenos, toată lumea să se simtă comod, să se simtă bine în largul lui. Nu neapărat atât de oficial, cât să se simtă bine veniți. Vineri, 3 septembrie, la ora 18, crezi că vei scăpa de emoții? Nu. Nu, deja de câteva nopți nu dorm. Deja am vise cu întâmplări, cu situații, am așa flash-uri despre acest eveniment.
E normal să ai emoții pentru că este un eveniment important pentru voi și vreți să iasă perfect. Cristi, măcar atunci pe tine te vor apuca emoțiile? Cred. Gândește-te că vei cânta în fața oamenilor care vor veni să-i studieze lucrările Andrei. Deci e... Niște emoții normal că există, pentru că vrei mereu să iasă lucrurile bine, dar dacă te încurcă emoțiile, atunci nu e bine. Povestește-ne un pic despre videoclipul pe care l-am urmărit la începutul emisiunii și pe care îl vom urmări și la sfârșit. Cum a fost el realizat? Spuneam că mie mi-a plăcut foarte tare ideea, mi-a plăcut foarte tare felul în care ați inserat desenul în videoclip. Vreau să ne spui în primul și în primul rând cine l-a realizat, pentru că inclusiv colegii mei din regie spun că este foarte bine făcut. Videoclipul este realizat de Florin Mușetoiu. Buzoian de-al nostru. Da. El ne-a ajutat și cu filmările și cu idei și cu montajul. A fost mult de muncă, foarte mult de muncă. Da. Iar ideea videoclipului, pur și simplu ascultam melodia după ce ne-am gândit să o facem, după să facem videoclipul pe melodia asta, ascultam melodia în mașină și m-am gândit, ok, asta e o melodie de mașină. Pur și simplu aș pune melodia asta în mașină în timp ce conduc, deci trebuie să facem ceva cu mașină, drum întins, mers mult, foarte mult. Și am început să vorbesc cu Andreea, să punem idei cap la cap. Să găsim în primul rând o mașină. Și am găsit mașina perfectă. Da, și au început filmările. Am găsit drumul acela din Buzău. Este drumul care face legătura între Lipia și Merei. Da, da, da. Ne-am dus și spre mănăstire. Am mers destul de mult. Da, am văzut că la un moment dat e o porțiune filmată inclusiv pe drumul care merge între Tisău și Monteoru. Da, exact, exact. Da, și cadrele de la Vintilă, văd cele dinspre final. Cred că am condus în ziua aia undeva 300 de kilometri, nu știu, ceva de genul. Da, ca să iasă perfect. Da. Da. Am filmat 4 zile, 4-5 zile. Doar că în timp ce filmam clipul am avut o mare problemă, pentru că nu știam cum să se termine. Cum așa? Deci cadrul de final, care nouă ne-a plăcut foarte tare, cel cu ușa care se deschide și te întâlnești practic cu tine, da? Nu a fost gândit încă de dinainte. Nu. Bun, și cum s-a născut? Cred că am stat undeva la... 3 săptămâni, nu știu, o lună în care a plouat în continuu și nu știam unde să mergem să filmăm. Ne-am gândit și la o macara să mă sui pe macara să mă filmeze drona, doar că n-aveau niciun sens, n-aveau absolut niciun sens. N-aveau continuitate, exact, practic. Exact, și nu... Da, nu se legau. Nu era nicio idee. Nu se termina clipul să te gândești, wow, ce s-a întâmplat. Trebuia să fie acel boom din clip, adică drumul ăla trebuia să ducă undeva în cele din urmă. Da, ca lumea să aibă reacția pe care am avut-o eu în momentul în care am văzut, wow! Ideea era, cum ai spus și tu atunci, eu să merg, să mă opresc undeva și să fie filmat o fată în timp ce se uită pe geam, n-a ajuns. Și am zis, dar totuși, de ce melodia? Nu, n-are sensul ăsta, nu trebuie să fie îndreptată neapărat pentru o fată. Păi și să nu se ducă în direcția, adică poate lumea s-ar gândi fix la chestia asta. Și finalul, tocmai asta modifică, chiar tocmai asta e boom-ul acela. Nu te face să te gândești că el se întâlnește cu sinele lui, este altceva. Chiar dacă altceva. Melodia spune, I'm coming to you, vin spre tine, te caut, nu disper. Nu era neapărat pentru o fată. Poate te cauți pe tine uneori, orice varianta ta. Și atunci nu știu când... În ce seară am zis, ok, luăm o ușă, luăm un toc, am scos o ușă din casă, de la țară, ne-am urcat cu ea pe munte, am zis să o înfigem aici. Ne gândeam să mai scrijelim ceva pe ea ca mesaj, dar am zis să înlocuim. Să o punem înapoi în casă. Da. Adică să puteți să mai și folosiți după aceea. Extrem de profund mesajul, așa cum ni-l prezinți tu acum, pentru că așa de tradus versurile nu e neapărat foarte greu, dar când asculți autorul acestor versuri și îți dai seama de fapt și de drept cum a văzut el lucrurile și unde s-a gândit, într-adevăr e foarte multă profunzime. După câtă vreme ați putut să vedeți varianta aceasta, finală a videoclipului? 3-4 luni. Da, da. Cred că 3-4 luni să fie până am văzut exact așa cum arată acum.
E mult? E puțin? Mult. Așteptarea a fost grea. A fost mult. Cred că pentru un astfel de proiect nu e neapărat mult. Pentru noi a fost foarte mult. Cred că și noi am fost nerăbdători. Da. Andreea, cum... Se întâmplă cumva ca în desenele animate povestea acestui videoclip. Cum ai făcut tu desenele, schițele? S-a filmat videoclipul și după aceea tu ai schițat sau cum? Da, întâi am filmat tot videoclipul și ulterior am stabilit ca anumite cadre să fie desenate. Ați stabilit împreună care vor fi cadrele? Da, împreună ne-am întâlnit și am hotărât care ar merge împreună, care s-ar lega cel mai bine în videoclip ca și continuitate, adică imaginea să fie bine continuată de desen, să nu se ducă în animație, cât să se ducă în, efectiv, să fie continuată, ca un fel de desen filmat. L-am făcut simplu grafit pe hârtie, fotografiat sau scanat, chiar fotografiat unele dintre ele, fiindcă la scanare nu ies toate griurile, nu ies toate detaliile dintr-un desen. Și ulterior editate în Photoshop și ca să aibă aceeași dimensiune, să se potrivească unul peste celălalt și ulterior inserate în videoclip prin programele pe care le-am folosit. În momentul în care băiatul care a filmat și a montat a văzut desenele tale, ce reacție a avut? Mamă, Andreea, câte sunt! Bun, deci asta a fost prima! Da, asta a fost reacția, au fost foarte multe. Și ulterior cred că toți am fost atât de concentrați să le inserăm încât nici pe personal pe mine nu m-a interesat nimic decât să le văd acolo inserate, pentru că nu știam dacă sunt de ajuns, dacă mai trebuiesc. Știu că făcuserăm un calcul undeva la pentru 9 secunde, pentru 3 secunde trebuiau 9 desene. Vreau să-mi spuneți un lucru. Deci povestea asta, dacă mă întrebați pe mine, începe cu prietenia voastră. A continuat cu acest videoclip, merge mai departe cu expoziția care va avea loc vineri, pe 3 septembrie, da? La ora 18, la galeriile de artă, și se va termina colaborarea voastră sau la ce să ne așteptăm? Prietenia voastră sunt sigură că n-are cum să se termine având ca bază atâtea proiecte frumoase. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dacă vom continua pe muzică și desen. Acum vom vedea. Spuneai ceva la un moment dat despre un videoclip desenat tot? Da, prima idee a dizertației a fost un videoclip complet desenat, în care să fie un lyric video, adică numai pe versuri. Dar timpul nu ne-a permis, adică erau foarte multe cadre de desenat și de pus cap la cap. Și de aceea am ajuns în formula aceasta. Dacă se hotărăsc cei din trupă să îl realizăm, se va face, nicio problemă. Cum ar trebui să sune piesa, Cristi, pentru un viitor videoclip doar desenat? Piesa este. Doar este pe YouTube piesa. Doar că nu are clip și este într-o variantă demo. Și cum se numește? Best Friend. Bun. Uite, vezi? Provocarea... Da. Mai întâi trebuie piesa refăcută, reînregistrată, după aceea a făcut clipul. Mai aveți un pic de muncă înainte. Da. Practic, noi am făcut deja și schițele pentru piesa respectivă și a trebuit să renunțăm când ne-am dat seama că nu ne permite timpul. Dar ea este deja gândită, adică în afară de faptul că trebuie înregistrată din nou sau ce modificări mai consideră Cristi că trebuie să-i facă, ea este deja gândită, videoclipul este gândit deja. Vă lansez o provocare, pentru că ne apropiem cu pași foarte repede de finalul emisiunii. Vreau să vă lansez o provocare și să vă rog pe fiecare dintre voi să-mi spuneți unde îl vedeți pe celălalt peste 10 ani. Adică tu, Andreea, pe Cristi și tu, Cristi, pe Andreea. Aș garanta cumva că veți fi la fel de bun prieten, dacă nu mai bun. Cine începe? Andreea, te rog. Eu am încredere deplină în el și am zis că muzica lui va ajunge departe. Departe însemnând pe scenele mari ale lumii. Da, am încrederea aceasta. Deci acolo îl văd.
cât mai departe, pentru că potențial are și transmite emoție prin muzica lui. Cristi? Eu am mai spus Andrei că ar trebui să se ocupe de proiecte muzicale și de sens, să facă clipuri de-astea. Și cu siguranță cred că o să lucreze într-o firmă, ceva de genul, și nu part-time, pentru că în restul timpului o să lucreze la cărți pentru copii, cu siguranță. Am înțeles. Da, știam și eu că Andrei are o slăbiciune pentru partea asta. Mă bucur foarte mult să vă descoper pe voi ca oameni. Mă bucur foarte mult să vă descoper pe voi ca artiști. De ce nu pe voi doi ca prieteni, și abia aștept să v-am invitat peste 10 ani și să vă spuneți unul celuilalt: vezi, ți-am spus eu, așa s-a întâmplat. Telespectatorii noștri trebuie să știe că dacă vor să aibă parte de un eveniment de calitate, dacă vor să vă vadă, dacă vor să vă simtă emoțiile și să vă cunoască pe voi ca oameni, au această ocazie vineri, pe 3 septembrie, la ora 18, la Galeriile de Artă. Acolo va avea loc vernisajul expoziției Utopia, expoziție de grafică și muzică live. Mergeți cu toată încrederea și veți pleca cu siguranță mai relaxați. Și de ce nu și cu zâmbetul pe buze, pentru că au ei darul acesta de a aduce zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Vă doresc mult, mult succes și sunt sigură că ne vom revedea în curând aici în studio să ne povestiți despre proiectele voastre viitoare. Vă mulțumesc tare mult! Și noi mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, dar musai să rămâneți alături de noi, pentru că vom redifuza videoclipul despre care am vorbit în această seară și o să vă rog să ascultați cu mare atenție versurile, cu atât mai mult cu cât Cristi v-a spus și cam care este direcția acestor versuri. Seară plăcută vă doresc, ne revedem mâine seară, la revedere!